Bună seara, sunt Dorin Galben și bine v-am regăsit la Cotidianul în direct. Astăzi discutăm despre actualitatea politică din Republica Moldova. Facem cumva o totalizare a primei săptămâni după ce în Republica Moldova s-a schimbat președintele, a câștigat Maia Sandu în fața lui Igor Dodon. Astăzi avem o invitată specială, este vorba despre doamna Veronica Roșca, deputată PAS. Bună seara și bine ați venit! Doamna Roșca, vreau să vă întreb dacă mai aveți forțe, pentru că ați avut o campanie în care toți membrii PAS, practic, au fost foarte implicați, au fost și prin teritoriu, și implicați aici în Chișinău, corturi, plus Victoria. Sunt deja câteva zile după care euforia, bucuria deja este depășită și se trece la etapa de conștientizare și realizare a celor făcute. Resimțiți ceva? Da, simțim. Și aerul este mai ușor respirabil, să zicem așa, în Republica Moldova. Dar obiectiv fiind, această campanie, într-adevăr, a fost o campanie dificilă, a fost suficient de lungă, să zic așa. Pe noi ne-a bucurat mult faptul că am avut o echipă foarte mare în toată Republica Moldova. Nu au fost implicați doar membrii PAS, au fost implicați foarte și foarte mulți voluntari. Noi am ajuns practic în toate localitățile Republicii Moldova, de aceea această armată a oamenilor buni, să le zicem așa, a fost o forță din istăvilit și cumva noi nu am simțit această oboseală. A fost mult, a fost frumos și ne-am simțit chiar o echipă puternică. Dar vorbind despre rezultate pentru dumneavoastră personal, cât de așteptate au fost? Știam că vom câștiga aceste alegeri. De fiecare dată mergând în teritoriu și nu am să vă mint, spuneam că Maia Sandu va învinge în această campanie și noi toți absolut vom câștiga. Uite, ăsta a fost sloganul meu cu care am mers în fața oamenilor și le ziceam că sunt sigură de această victorie. Și în 2016 Maia Sandu, apropo, a câștigat, să nu fim atât de modești, doar atunci s-a mizat un pic pe altceva, ei au încercat să fraudeze și le-a reușit să fraudeze. Acum, în 2020, pur și simplu, frauda lor nu a putut face față, zic așa. Toate strategiile lor de fraudare au fost falimentare în fața armatei astea de care vorbeam noi. Deci aia, sentimentul a fost și este unul plăcut, că da, se poate și în Republica Moldova, forța binelui să învingă, se poate ca o politică să fie corectă, pe principii corecte, cu valori corecte și nu avem decât să ne bucurăm atunci când vedem rezultatele muncii noastre. În 2018 a fost o experiență în premieră trăită de către Republica Moldova, când mandatul de primar al municipiului Chișinău al lui Andrei Năstase a fost invalidat sau nu a fost validat, să zicem mai corect. În ce măsură v-ați gândit că acest lucru se poate întâmpla și în cazul Maia Sandu acum în 2020? Validarea alegerilor prezidențiale în Republica Moldova este o atribuție exclusivă a Curții Constituționale. Curtea Constituțională, fiind unica autoritate de jurisdicție constituțională, în prezent capătă legitimitate, să zic eu așa, și cumva suportul cetățenilor. Ultimele hotărâri a Curții Constituționale, în formatul care este actual, cumva respectă cadrul legalității. De ce eu exclud din start nevalidarea rezultatelor alegerilor de către Curtea Constituțională? Mandatul aleșilor locali, a primarilor, este validat de instanțele judecătorești, este validat de către Curtea de Apel. Însă mandatul președintelui este validat, spuneam, de unica autoritate de jurisdicție constituțională și eu îmi pun speranța că astfel de precedente în Republica Moldova nu vor mai fi, pe care l-am trăit noi în 2018, și democrația cumva își va face loc. Dar ați avut așteptări sau anumite dubii în privința validării rezultatelor de către CEC? Sau cel puțin tergiversării acestui proces, pentru că puteau să o facă. Nu. Eu sincer vă zic că atunci când se câștigă la un scor atât de mare, unic pe care l-am avut noi în Republica Moldova, o astfel de diferență în tururi prezidențiale, spre exemplu, noi nu am avut niciodată în scrutinii prezidențiale o diferență atât de mare, să câștigi cu un scor atât de mare. Și apropo, pentru Maia Sandu a votat aproape 1 milion de cetățeni. Aici nu ai absolut ce să faci, ce să le zici oamenilor. Deci eu știam, sau speram, și aveam încredere că Comisia Electorală Centrală va valida mai devreme sau mai târziu. Am văzut câteva declarații în perioada campaniei electorale din partea conducerii curții Comisiei Electorale Centrale, care nu erau foarte, foarte clare și lăsau loc de interpretări. Au apărut și atunci colegi de dumneavoastră care au vorbit că se încearcă ceva la curte, la Comisia Electorală Centrală, la Curtea Constituțională nu se încerca absolut nimic. Dar astăzi au fost totuși validate rezultatele pentru turul 2 ale alegerilor prezidențiale. Colegii mei de la știri au făcut și un material la acest subiect. Haideți împreună să-l urmărim, după care revenim în studio și continuăm discuția.
Comisia Electorală Centrală hotărăște 1. Se aprobă procesul verbal privind totalizarea rezultatelor turului 2 al alegerilor președintelui Republicii Moldova din 15 noiembrie 2020 conform anexei. 2. Se declară ales concurentul electoral Maia Sandu din partea Partidului Politic, Partidul Acțiuni și Solidaritate, care a obținut cel mai mare număr de voturi. După ce membrii Comisiei Electorale Centrale vor expedia la Curtea Constituțională actele privind rezultatele turului 2 al alegerilor prezidențiale, magistrații vor avea la dispoziție 10 zile pentru a confirma legalitatea scrutinului electoral. Ulterior, judecătorii vor valida mandatul Maiei Sandu, nu însă înainte ca președinta aleasă să confirme faptul că nu face parte dintr-un partid. Perdantul scrutinului prezidențial Igor Dodon însă nu vrea să-și recunoască înfrângerea și a anunțat că a contestat rezultatele din motiv că procesul ar fi avut loc cu încălcări. Noi avem obiecții față de data de 15. Am depus contestările, dar vor merge strict juridic. La 15 noiembrie, Igor Dodon a acumulat aproape 691.000 de voturi sau cu peste 252.000 mai puține decât Maia Sandu. Mai există anumite șanse? Ce încearcă prin aceste contestații să facă Partidul Socialiștilor sau Igor Dodon personal? Este un paradox. Cel care a fraudat sau a încercat să fraudeze alegerile încearcă să conteste. Au fost anumite tentative, dacă ați observat și ați urmărit desfășurarea evenimentelor din 15 noiembrie, în special undeva după orele 15, pe canalele afiliate președintelui în exercițiu actual. S-a încercat a se promova ideea că undeva prin diasporă se fraudează, undeva se fraudează în teritoriu, adică ei știau și simțeau lucrurile că pierd aceste alegeri, de aceea și-au venit aceste contestații brusc. Ceea ce încerc eu acum să zic este faptul că eu sper că instituțiile statului își vor reveni și instituțiile statului vor fi puternice, vom construi instituții puternice și inclusiv Comisia Electorală Centrală. Alt moment este faptul că urmează, după această declarație a CEC-ului, urmează declararea legalității alegerilor și respectiv validarea alegerilor de către Curtea Constituțională. Eu nu am niciun dubiu absolut că aceste alegeri vor fi declarate valabile sau legale și apoi respectiv Curtea Constituțională le va valida. Este firescu, să zicem așa, din politicul Republicii Moldova. Instituțiile statului trebuie să-și revină și instituțiile statului trebuie să devină autonome. Dar vorbind despre acea precizare scurtă din știre, Maia Sandu trebuie să-și depună mandatul de președinte al PAS, da, și să fie politic non-partinic. Corect. Ce urmează? Când se va întâmpla acest lucru și probabil vom avea și veți avea în cadrul partidului un nou lider? Ați discutat despre acest lucru? Nu prea s-a discutat, zic, fiindcă este un lucru firesc pe care, și previzibil, odată ce legislația prevede această condiție expresă, președintele să fie non-membru de partid, atunci era și firesc ca Maia Sandu să-și depună mandatul de președinte al Partidului Acțiunii Solidaritate. Îmi place să cred că Partidul Acțiunii Solidaritate este un partid matur, chiar dacă are 4 ani, să zic așa, este un partid în care se iau deciziile în mod democratic. Îmi place să cred că membrii Partidului Acțiunii Solidaritate conștientizează faptul ăsta, iar clasa politică în Republica Moldova are permanent nevoie de noi forțe și evident eu sunt sigură că acest principiu a democrației este respectat și în cadrul Partidului Acțiuni și Solidaritate. De ce nu avem decât să ne alegem un nou președinte în mod democratic, prin vot, așa cum o fac toate partidele maturi? Tot femeie? Nu știu dacă aici ar trebui să accentuăm că este femeie sau este bărbat. Cumva noi, într-o formă amuzantă, putem să spunem că, într-adevăr, președintele Parlamentului este femeie, președintele Republicii Moldova este femeie, Bașcanul Găgăuzie este femeie. Cumva putem să extrapolăm în domeniul ăsta. Dar mie mi-ar plăcea să nu discutăm despre femei și bărbați în politică, dar mi-ar plăcea să vorbesc despre oameni potriviți la locul potrivit. Și respectiv nu văd absolut nicio problemă să aibă calitatea de lider a partidului și un bărbat. Cât de mult ar putea influența acest lucru rezultatele
la viitoarele alegeri parlamentare, spre exemplu, dacă vor fi anticipate, schimbarea liderului PAS, în contextul în care acum PAS se bucură de o popularitate foarte mare, pentru că Maia Sandu a reușit să acumuleze un număr atât de mare de voturi. Maia Sandu face parte dintr-o echipă puternică și îmi place să spun lucrul ăsta. Maia Sandu nu este singură și respectiv Partidul Acțiunii Solidaritate va avea capacitatea să identifice dintre membrii ei cel mai potrivit, să zic așa, pentru această funcție și sunt sigură că orice tip de alegeri, indiferent că vor fi anticipate sau locale, nu ne poate prinde pe picior greșit, fiindcă noi suntem o echipă chiar foarte bine pregătită. Apropo, în prezent noi avem organizații teritoriale la nivel național absolut în toate raioanele, de aceea, cumva, eu văd acest partid deja foarte bine consolidat, un partid puternic și un partid în care membrii sunt promovați, membrii sunt recunoscuți, susținuți și nu văd cum ar putea să afecteze momentul ăsta. Va fi un congres al formațiunii? Da, în mod obișnuit, statutar, este statutul Partidului Acțiunii Solidaritate și absolut toți se iau în conformitate cu buchea statutului, să zic așa. Eu îl văd undeva la vară, nu s-au luat decizii ce ține de data congresului, dar firescul nu are decât să se întâmple. Igor Dodon are o emisiune pe internet în care periodic declară câteva chestii și astăzi a declarat un lucru destul de curios, că 20% dintre alegătorii Maiei Sandu, care au votat propriu-zis pentru ea, au votat mai mult pentru că vor o schimbare și nu pentru că Maia Sandu ar fi un bun președinte. Cât de argumentat vi se pare acest lucru? Atunci când ești susținut de 1 milion de cetățeni, faptul ăsta după mine e incontestabil, că oamenii au votat în avans, cu un credit extraordinar. Eu vreau să vă zic că m-am simțit foarte mândră că s-a reușit în Republica Moldova acel fior, da? Anume aceste alegeri și rezultatul alegerilor au dat fiorul ăsta și au dat încredere că da, se poate. Și atunci faptul că actualul președinte în exercițiu încearcă să-i învoci faptul că a fost un vot împotriva, a fost un vot împotriva lui, dar a fost un vot pentru Maia Sandu este un vot puternic. Și atunci noi nu ar trebui să avem niciun dubiu că președintele ales a Republicii Moldova, Maia Sandu, va depune toată străduința să fie pe așteptările cetățenilor Republicii Moldova. Dacă să trecem la alte declarații făcute de Igor Dodon, a vorbit despre pază care cumva el a dat dispoziția ca Maia Sandu să fie asigurată cu pază și să fie introdusă cumva în tot ceea ce înseamnă informația ce ține de președinție. Mi se pare, cum vedeți acest lucru? În contextul în care a fost o campanie electorală destul de agresivă, se părea că nu atât de ușor Igor Dodon este dispus să cedeze și vedem da, aceste contestații. Ușor. O face parcă ușor. Ușor. Nu face ușor. Această predare a puterii, să zicem noi așa, ea trebuie făcută într-un cadru legal bine stabilit. Eu nu aș zice că el a făcut-o ușor ceea ce ține de acordarea pazii doamnei președinte. Abia în a patra zi a semnat acea dispoziție, chiar dacă în 2016 dumnealui a beneficiat de pază și protecție de stat exact în ziua de 13 noiembrie. În calitate de câștigător. Deci atunci a fost posibil, exact în ziua votului, și acum nu a fost posibil, a fost nevoie de 4 zile, cumva, ca să ajungă și la el, că este nevoie să acorde pază doamnei Maia Sandu. De aceea eu nu aș zice că cedează puterea foarte ușor. Eu mă bucur că o face pașnic, eu mă bucur că o face, această trecere o face fără a porni anumite animozități în societate, însă votul masiv, și vorbim aici, ziceam, de 1 milion de voturi, cumva îl dezarmează și îl lasă fără argumente chiar și morale de ce ar trebui el să se opună. Iar în a patra zi să acorzi pază în mod legal care îi se cuvenea exact în ziua votului, mie mi se pare că nu a făcut-o ușor. Maia Sandu ar fi trebuit să beneficieze de pază și acum, dacă n-ar fi renunțat la ea, pentru că a fost prim-ministru și, conform legii, este o anumită perioadă când paza este asigurată de stat.
În ce măsură s-ar putea repeta acest lucru? Sau în ce măsură Maia Sandu va renunța la un anumit număr de persoane care îi vor asigura protecția sau la anumite mașini? Ați discutat despre acest lucru și în ce context? În prezent, Serviciul Pază și Protecție de Stat are peste 700 angajați. După mine e un număr mare, însă astea sunt deciziile exclusive ale doamnei președinte. De aceea, este 700 de persoane care sunt achitați, apropo, toți sunt salarizați din bugetul de stat. Ei, la un moment dat, au fost transformați de către Igor Dodon în agenții săi speciali, să zic așa. De aceea, după mine, numărul este exagerat de mare, dar este o atribuție exclusivă a doamnei președinte să decide care va fi număr rezonabil, inclusiv de autoturism, care va fi număr rezonabil, fiindcă protecție și pază de stat se oferă exclusiv la dispoziția președintelui și atunci va decide doamna personal. Vorbind despre alegeri parlamentare anticipate, în ce măsură se va insista pe acest lucru, pentru că am văzut colegii dumneavoastră deja vorbesc despre necesitatea organizării unor alegeri parlamentare anticipate, pentru că acest parlament nu este reprezentativ. Dumneavoastră personal, cum considerați și care vor fi acțiunile întreprinse de formațiunea pe care o reprezentați? Vorbesc nu doar colegii mei din partid sau din parlament, vorbesc inclusiv cetățenii și acest parlament este absolut lipsit de legitimitate și de reprezentativitate. Și apropo, în context internațional, parlamentele, din păcate, nu prea se bucură de susținere populare, să zic eu așa. 30-40% din populație are încredere în parlament. În Republica Moldova, din păcate, mai puțin de 5-6% din populație are încredere în parlamentul actual și consideră că îi reprezintă. Atunci când un parlament cade atât de jos, este și firesc să apară întrebarea dacă este legitim un astfel de parlament. Actualul parlament sau legislatura a 10-a parlamentului cumva s-a discreditat în așa măsură încât îți vine greu să te prezinți în calitate de deputat, fiindcă cetățenii cumva îi pun pe toți în aceeași oală și atunci standardul ăsta de corupt, hoț și așa mai departe e aplicabil absolut pentru toți. De aceea, actualul parlament s-a discreditat, este nevoie de resetare. Este nevoie de resetare pe care o recunosc absolut toate fracțiunile și grupurile parlamentare. Să știți că holurile parlamentului se discută, dar holurile parlamentului cumva au devenit o instituție neformalizată unde se formează anumite păreri, opinii, se face un schimb de păreri. Și nu am văzut, sincer să fiu, nu am văzut nicio fracțiune parlamentară să nu existe această opinie că actualul parlament este totalmente lipsit de legitimitate. Dar aș vrea să vă mai zic ceva. Încrederea mea fermă este că în toate fracțiunile parlamentare există un anumit număr de deputați care sunt bine intenționați, sunt bine pregătiți, dar cumva nu au capacitatea să oprească deciziile care se iau în cadrul fracțiunilor. Și lucrul ăsta mă doare, fiindcă am reușit să cunosc în ăștia 2 ani de mandat o mare parte din colegii mei deputați care par a fi bine intenționați, dar atâta timp cât ei dau jumate de metru în urmă și nu încearcă să oprească, să zic așa, dispozițiile mai rău intenționate ale altor colegi care sunt forți în fracțiunile lor, cumva îi face mai puțin vocali, se resemnează că se poate și a face o politică în felul ăsta. De ce vă zic și reiterez absolut în toate fracțiunile, se discută nu doar în PAS, se discută că acest parlament este totalmente lipsit de legitimitate. Doar că nu toate fracțiunile ar fi cointeresate să fie organizate alegeri parlamentare anticipate în timpul apropiat, pentru că au acumulat un scor foarte mic la aceste prezidențiale, fie nu au participat, fie au șanse foarte mici să acceadă în viitorul parlament. Despre acest lucru a vorbit și președintele în exercițiu Igor Dodon. A spus că e la discreția cumva a Partidului Socialiștilor sau ei urmează să decidă când acest parlament va fi dizolvat și nu vede acest lucru cum s-ar întâmpla deocamdată sau fiind întrebat dacă își va da demisia sau își va depune demisia guvernul Chicu, a zis că nu admite această opțiune în timpul apropiat și dacă se poate discuta de alegeri parlamentare anticipate, atunci în jumătatea anului viitor, în a doua jumătate. Noi avem și o scurtă știre la acest subiect. Haideți să urmărim cu exactitate declarațiile, după care revenim și continuăm discuția. Eu aș propune că alegerile parlamentare anticipate să aibă loc în luna octombrie-noiembrie 2021.
o să trecem de pandemie, sper, o să trecem de crizele astea economice și sociale. Până atunci rămâne guvernul ăsta minoritar cum este acum. Greu o să fie. Va fi necesar discuții în Parlament. Igor Dodon a declarat că executivul condus de Ion Chicu are susținerea 40 de deputați, între care 37 socialiști. Guvernul Chicu nu va pleca în demisie. Noi am avut discuții cu domnul prim-ministru și azi am discutat. Noi nu examinăm varianta ca cineva sub presiune să impună acest guvern să scrie cereri de demisie la inițiativă proprie. Pentru că aceasta va fi iresponsabil față de cetățeni și față de țară, în condiții de iarnă și în condiții de pandemie. După ce unii politicieni au declarat că Igor Dodon își dorește să ocupe funcția de premier, acesta a negat informațiile. Mare aberație. Asta ar fi cea mai mare greșeală din partea mea acum. Mandatul președintelui Igor Dodon este până pe data de 23 decembrie sau până la depunerea jurământului de către următorul președinte. Așa că până pe data de 23 decembrie sau până la depunerea jurământului următorului președinte, eu nu voi da demisia. Igor Dodon a reiterat că va reveni la cârma Partidului Socialiștilor din Republica Moldova după încheierea mandatului de președinte. Acesta a pierdut al doilea scrutin al alegerilor prezidențiale cu o diferență de aproape 16% față de Maia Sandu. Ea a obținut 57,72% dintre sufragii. Vorbim despre aceste declarații ale lui Igor Dodon, care, cât de argumentate vi se par mai exact? Dacă vreți să comentăm declarațiile cetățeanului Igor Dodon, o putem face. Încă e președinte în exercițiu? Da, dar atâta timp cât tu nu ai legitimitate, după mine cumva sună bizar să-i indici că poți să declanșezi anticipate atunci când îți dorești tu. Mecanismul de declanșare a anticipatelor este prevăzut în Constituție, este articolul 85 alineatul 2 și totodată este și articolul 2 din Constituție ce vorbește despre suveranitate. Acolo nu veți găsa absolut nimic indicat despre Igor Dodon, când poate Igor Dodon să declanșeze anticipatele sau când Parlamentul se poate autodizolva. Nu există o astfel de instituție autodizolvarea Parlamentului. Există dizolvarea Parlamentului ca o formă de sancțiune, sancționarea Parlamentului, să zic așa, în caz de inactivitate pe un termen de 3 luni de zile sau incapacitatea Parlamentului în termen de 3 luni de zile de a forma guvern sau cele 45 de zile de la prima nominalizare a candidatului la funcția de prim-ministru. Este undeva specificat despre decizia unui cetățean, Igor Dodon, de a decide când vor fi anticipatele? Nu. Însă faptul că în prezent fracțiunea PSRM este cea mai mare fracțiune, este o realitate. Este o realitate care a fost născută dintr-un sistem mixt pervers și un sistem mixt bolnav, un sistem mixt electoral bolnav în februarie 2019. De aceea, capacitatea actualului Parlament de a mai genera ceva este foarte scăzută. Și un Parlament totalmente nereprezentativ și nelegitim trebuie să fie dizolvat. Și nu va decide cetățeanul Igor Dodon când va fi dizolvat actualul Parlament. Doamna Roșca, haideți un pic totuși să analizăm. Igor Dodon, chiar dacă nu va mai fi președinte, deține cumva o majoritate oficial sau neoficial în Parlament. El a vorbit astăzi despre 40 de deputați care nu-și doresc ca să fie haos și instabilitate politică și tot așa mai departe. Dar noi știm că sunt acolo mult mai mulți. Partidul Socialiștilor sau Fracțiunea Socialiștilor împreună cu acest grup parlamentar sau platformă pentru Moldova, care a fost compusă dintr-o jumătate de grup parlamentar pro-Moldova și fracțiunea Partidului Șor. Deci Igor Dodon, când spune aceste chestii sau face aceste afirmații, știe foarte bine de ce putere dispune sau în ce măsură poate influența deciziile Partidului Socialiștilor. Și, totodată, cred că știi foarte bine în ce măsură poate influența deciziile premierului Ion Chicu, în contextul în care, în ultima perioadă, cel puțin în ultimul an, Igor Dodon a fost mereu în preajma premierului Ion Chicu, mereu între Ion Chicu și Zinaida Greceanu. Credeți că el nu poate controla acest proces și nu poate decide când vor avea loc alegeri parlamentare?
Atunci când vorbește de ăștia 40, cred că se referă la 37-36 plus domnul Gațcan, plus 2 și plus respectiv un deputat independent. Astea ar fi 40. Însă, la o analiză un pic mai atentă la ceea ce s-a întâmplat astăzi și ieri în ședințele în plena Parlamentului, veți observa că nu este conturată o majoritate. Sau acea majoritate pe care mizează ei este una foarte șubredă și este o majoritate formată pe anumite înțelegeri din culisă foarte periculoasă. De ce? Eu nu sunt atât de sigur că există această majoritate. Astăzi, apropo, atunci când s-a discutat de crearea unei subcomisii în cadrul Comisiei Juridice, Numiri și Imunități, a unei subcomisii ce ține de aplicarea hotărârilor CEDO și respectiv hotărârile Curții Constituționale, s-a vorbit, dar există o opoziție în Parlamentul Republicii Moldova. Ca să existe o opoziție formalizată, trebuie să existe o fracțiune sau trebuie să existe o coaliție majoritară. În prezent ea nu există. Faptul că Parlamentul s-a întrunit astăzi, respectiv și ieri în ședință în plen, au fost unele necesități curente de adoptarea unor proiecte de legi stringente, în primul rând cei ce ține de finanțare, sunt anumite acorduri care necesitau a fi ratificate. Însă, o majoritate formalizată, eu nu aș fi atât de sigur ce îl vizează pe domnul prim-ministru Chicu. Dumnealui, dacă tot astăzi vorbim despre declarațiile președintelui în exercițiu și a primului ministru, ați observat ce a declarat. El este sigur că doamna Maia Sandu va fi președintele Republicii Moldova, nu este atât de sigur de mandatul său în calitate de prim-ministru. Sunt anumite declarații subtile care putem să le citim printre rânduri, dacă putem spune în felul ăsta. De ce fiți siguri că nu există absolut nimic bătut în cuie? Cum argumentați dumneavoastră atunci acțiunile unor deputați care au plecat din grupul Pro-Moldova și au inițiat acest grup pentru Moldova și după care au atras și deputații din fracțiunea Partidului Șor. Care ar fi raționamentul? Mi-e foarte greu să fac anumite evaluări. Vreau să vă zic, cei care urmăriți activitatea Parlamentului, ați observat că toate lucrurile astea se întâmplă cumva în sectorul 2. În sectorul 1 este fracțiunea PSRM, în sectorul 3 este PAS și PPDA, în sectorul 2 este o totalmente necunoscută și în permanență colegii din sectorul 2 își schimbă brandul, logo-ul din față și chiar în actuala ședință de ieri și astăzi, cumva s-a ajuns la momentul că nu se puteau număra, nu se știa ce se întâmplă acolo. Nici ei nu erau siguri de cum trebuie să dea votul, când și unii trebuie să stea, în care locuri exact le revine lor. Deci, fiți sigur că acolo este necunoscută mult mai mare decât se crede. Eu nu vreau să comentez de ce anumiți colegi din Partidul Democrat au ajuns mai târziu în Pro-Moldova, așa cum sunt în Pentru Moldova. Este decizia lor personală, să zic așa. Dar nu cred că mai există niciun partid în lume unde un deputat să-și schimbe de trei ori culoarea politică sau de trei ori fracțiunea grup parlamentar din care face el parte. Dacă mie mi-este greu să urmăresc aceste mișcări, cred că cetățeanului este mai simplu ca să clarifice în toate ițele astea. Nu vreau să comentez nici într-un fel. Sper că colegii mei din sectorul 2, cum numesc eu, știu mai bine decât mine ce aici fac ei. Așa, care vor fi atunci acțiunile Maia Sandu atunci când va fi investită în funcție pentru a îmbunătăți activitatea Parlamentului, pentru a putea conlucra cu acest Parlament și în ce măsură dumneavoastră vedeți crearea unei majorități parlamentare în care să fie parte și fracțiunea PAS? În actuala Constituție există articolul 6 care spune clar separarea și colaborarea puterilor în cadrul statului. Nu este doar un principiu cumva așa bine formulat, dar este o modalitate de funcționare a instituțiilor statului. Mie mi-ar face plăcere să știu că în Republica Moldova instituțiile statului, inclusiv instituția legislativă, Parlamentul este o instituție puternică și este o instituție respectată. Iar faptul că absolut toți trebuie să colaboreze președintele cu Parlamentul, după mine este un mecanism foarte bine gândit într-o democrație reprezentativă. Așa cum actualul președinte ales, să zic așa, doamna Maia Sandu, a dobândit mandatul din partea cetățenilor și a dobândit un credit masiv din partea cetățenilor, ea va găsi formula perfectă prin care să comunice cu Parlamentul. Dar fiți atenți, președintele are o atribuție extraordinară de a veni în Parlament și de a transmite mesaje. Mesajele președintelui trebuie să fie mesaje politice.
președintele, în oricare stat, are o greutate morală extraordinară. Da? El este simbolul statului, în primul și în primul rând. Dar actualul președinte în exercițiu, cum îi ziceți dumneavoastră, nu a fost absolut niciodată să transmită mesajul politicii societății de la tribuna parlamentară. Deci eu nu am niciun dubiu că doamna Maia Sandu va găsi formula prin care să colaboreze cu un parlament legitim și reprezentativ. Faptul ce aici spuneam mai devreme, că acest parlament s-a discreditat totalmente, cumva se răsfrânge și asupra întregii societăți, că din partea societății ați văzut mișcarea aceasta puternică prin care se solicită anticipatele. Nu o solicită doar fracțiunile sau deputații, o solicită societatea, fiindcă societatea a dat un vot de încredere instituției prezidențiale și vrea cumva să revină asupra instituției parlamentare, să creeze o instituție credibilă în care ei să regăsească cumva. De aceea mai târziu se va reveni și asupra instituției executivului. De aceea eu sunt ferm convinsă că în 2021 toate instituțiile statului vor fi perfect funcționale, să zic așa, inclusiv în urma alegerilor anticipate. Haideți să ne imaginăm că totuși aceste alegeri anticipate vor avea loc. Ați analizat cu siguranță această formulă. După rezultatele de la prezidențiale, vedem foarte clar o prezență foarte mare și numeroasă a susținătorilor partidului nostru condus de Renato Usatăi. Am văzut că Renato Usatăi a venit cu o condiționare, să o numim așa, atunci când a spus că urmează să o susțină pe Maia Sandu, dacă ea îl va asigura că va iniția procedura de realizare a alegerilor parlamentare anticipate noi. Care alte formațiuni ar mai fi cointeresate? Cu siguranță Partidul Socialiștilor vor avea reprezentanți în viitorul Parlament. Cu siguranță PAS, condus deocamdată de Maia Sandu, Partidul nostru și Partidul Șor. În această formulă, cum vedeți, dacă totuși analizăm că alte formațiuni au acumulat un procentaj destul de mic. Și aici vorbim și despre formațiunile unioniste și vorbim și despre foștii colegi din blocul acum, Platforma Demnitate și Adevăr. În discuțiile cu colegii deputați din Platforma Demnitate și Adevăr, nu aș lega absolut soarta colegilor din PPDA de scorul obținut de liderul. Este din perspectivă politică, să zic eu așa, Platforma Demnitate și Adevăr este un partid politic cu viitor, sper eu, dar în cazul unioniștilor, să știți că în Partidul Acțiunii Solidaritate sunt mai mulți unioniști decât credeți dumneavoastră. În Partidul Acțiunii Solidaritate, cumva, sub această umbrelă politică, se regăsesc atât cei care se declară români, ruși, ucraineni, moldoveni, bulgari. Partidul Acțiunii Solidaritate este un partid care a reușit să adune oameni, persoane, membri cu diferite viziuni. Și lucrul ăsta mă bucură mult. Noi ziceam, știm fiecare exact și ne respectăm, dar în afară de ceea ce ați evidențiat dumneavoastră, că Partidul Șor ar fi avantajat. De ce Partidul Șor ar fi avantajat? Pentru dacă că tradițional la Orhei votează pentru Ilan Șor și partidul pe care îl conduce. Pentru că vine cu promisiuni că acești oameni nu vor trăi în sărăcie, că acolo va fi Monte Carlo. Este simplu de a vedea rezultatul Maia Sandu la Orhei, unde s-a luat un scor în jur de 70%, undeva în jur de 27.000 de persoane de alegători din raionul Orhei au votat pentru Maia Sandu. Apropo, și nu mi-e frică să o spun, au fost primari din partea partidului Șor care au făcut campanii pentru Maia Sandu în fața alegătorilor lor, fiindcă aici cumva nu a fost despre partide politice, aici a fost în genere despre viitorul Republicii Moldova. Deci eu nu aș bate atât de tare în cuie, eu v-aș recomanda să vedeți rezultatele candidatului partidului Șor, să zic așa, în aceste alegeri și am fi un pic mai rezervați în declarație. Oricum, acest rezultat arată că partidul Șor ar accede dacă ar acumula cel puțin același scor. Peste 7%, aproape 7% în zona aia. Și ar menține numărul de deputați plus minus. Da, și dacă accede și Renato Usatăi și Partidul Socialiștilor și PAS-ul, să zicem că ia un număr de peste 30 de deputați, ce înseamnă asta?
Avem formațiuni de stânga și pasul. Eu cumva aș evita să vorbesc în termeni de clivaje și împărțirea votului în voturi geopolitice sau în voturi de stânga, voturi de dreapta. Acest vot masiv pentru Maia Sandu a arătat că cetățenii Republicii Moldova cumva au depășit această catalogare și respectiv ei se pot și vorbitori de limbă rusă. Apropo, noi avem foarte mulți vorbitori de rusă, de ucraineană, membri în nordul Republicii Moldova sau avem organizații puternice, inclusiv în Găgăuzia, chiar dacă a fost un vot modest, să zicem noi, de peste 4.000 de voturi, avem și organizații locale inclusiv în Găgăuzia sau în sudul Republicii Moldova. Deci eu aș fi mai rezervată să zic că următoarea legislatură a Parlamentului va fi PAS și formațiuni de stânga. Eu știu și sper că va fi un vot dat împotriva corupților, va fi un vot dat împotriva anumitor grupuri și clanuri criminale. Cineva care zice că acest vot este pentru inclusiv Renata Usatăi. Este un vot și pentru formațiunea partidului nostru. Are suficient susținători, inclusiv în nordul Republicii Moldova, dar eu aș evita să zic că va fi un vot pentru partidele de stânga atât de masiv. Și am zis, haideți cumva să depășim momentul ăsta, să le zicem partidele de stânga, partidele de dreapta. Eu vreau ca toți cetățenii Republicii Moldova să creadă în viitorul Republicii Moldova și să creadă că se poate face politică corectă. Și aici vom specifica că eu sper în partide care fac o politică corectă, fac o politică pentru cetățenii Republicii Moldova și nu politică bazată pe stânga, dreapta, nord, sud și altele de felul ăsta. Încă un lucru destul de curios, liderul cumva de onoare al Partidului Democrat, Ion Diacov, a declarat că o parte dintre membrii Partidului Democrat au făcut campanie pentru Igor Dodon, altă parte pentru Maia Sandu. Ați vorbit despre primarii Partidului Șor, care au făcut unii dintre primarii. Care s-au simțit liberi să facă ce au vrut. Aici aveți informații, exemple, cunoașteți cum a fost? Da, domnul Dumitru Diacov a făcut această declarație, că în teritorii s-au simțit organizațiile teritoriale libere să facă lucrul ăsta. Și eu, apropo, am să dau și un exemplu foarte elocvent. Organizația teritorială a Partidului Democrat din raionul Râșcani a declarat oficial că vrea și poate să se implice, să o susțină pe doamna Maia Sandu și a făcut-o deschis, fără teamă, fără fric, fără absolut nicio reținere. Și eu vreau să mulțumesc acestei organizații teritoriale. Astfel de exemple sunt în toată Republica Moldova și fiecare primar s-a simțit liber să o facă. Primar, vorbim de primari ai Republicii Moldova, fiindcă ei nu sunt primari puși în buzunarul cuiva. Ei sunt și ar trebui să ne învățăm momentul ăsta, să-i respectăm pentru opțiunea lor, pentru votul comunității care a fost dat pentru ei și cumva ar trebui să ne distanțăm și să punem presiuni pe aleșii locali că ar trebui să fie exclusiv pentru cineva. Aveți cu siguranță dreptate aici, dar vorbind despre o posibilă accedere în Parlament a Partidului Democrat, inclusiv ieri discutam aici cu analistul politic domnul Ion Tăbârță și zicea că Partidul Democrat este cu șanse foarte mici să acceadă în viitorul Parlament, nu mai au resursa administrativă, nu mai au pe Vlad Plahotniuc, nu mai au atât de multe resurse financiare, au un partid care s-a rupt în câteva bucăți, au neînțelegeri, nu au avut reprezentant și candidat pentru funcția de președinte, nu se știe foarte clar ce este cu această formațiune. Ei nu ar fi interesați să fie în timpul apropiat alegerii parlamentare anticipate. Să fie declanșate anticipatele? Eu aș fi mai rezervată în declarații să zic exact care partide vor accede și care nu vor accede, să ne spun sondajele și astea pot să o facă analiștii politici. Eu știu un simplu fapt că fiecare partid politic care mizează pe o politică corectă are dreptul să se implice în politică și să lupte pentru fotoliul de deputat, fiindcă doar într-o democrație reprezentativă, doar în felul ăsta poate fi făcut politică. Eu ziceam și un pic mai devreme, sunt sigur că în absolut toate fracțiunile și în toate partidele sunt și oameni buni, să zic eu așa, sunt oameni corecți. De ce? Sunt sigur că Partidul Democrat va decide pentru sine ce este mai corect, ce este mai bun. Decizia de a nu avea un candidat, au avut-o ei pe intern, nu a fost impusă de nimeni, nu a fost discutată, să zic eu așa, nu a fost negociată, a fost decizia lor personală. Și de ce și ziceam, acele organizații teritoriale care s-au implicat deschis în susținerea unuia sau altuia candidat, au luat o decizie la nivel local.
siguranță aveți dreptate atunci când spuneți că sunt oameni buni în fiecare fracțiune sau partid, dar au fost în toți acești 30 de ani aproape de independență. Oameni buni, în diferite formațiuni. Și avem o Republică Moldova sărăcită, părăsită de un număr foarte mare de cetățeni, care încă sunt cu gândul aici acasă. Vedem gradul de implicare a diasporei și vedem instituții slăbite, avem o justiție la pământ. Adică acești oameni de-a lungul timpului nu au avut un cuvânt de spus important în aceste formațiuni. Mereu au prevalat interesele. Întrebarea: în ce măsură credeți că în viitorul Parlament ar putea exista o majoritate pro-europeană? O majoritate pentru cetățenii Republicii Moldova, eu sunt sigură că va fi. Și doamna Maia Sandu va colabora cu acea majoritate parlamentară care va face coaliții cu cetățenii Republicii Moldova. Însă majoritatea pro-europeană, să zic eu așa, este o majoritate la fel pentru cetățenii Republicii Moldova. Din ceea ce ați observat dumneavoastră, doar într-o singură zi, Maia Sandu a reușit să scoată Republica Moldova din izolare. Din izolare internațională. Și respectiv suportul masiv pentru doamna Maia Sandu, eu sper că va fi și suportul masiv pentru formațiunile politice care își vor asuma să facă o politică corectă, pe principii corecte și respectiv să promoveze acele valori care sunt pentru cetățenii Republicii Moldova. Valorile Uniunii Europene nu sunt altele decât valorile corectitudinii, valorile corectitudinii în politică, valorile bunului simț în politică, să zic așa. De aceea, în prezent în Republica Moldova, pot să afirm că au câștigat aceste valori. Vorbiți despre faptul că Maia Sandu a reușit să scoată Republica Moldova din izolare internațională. Dar pe intern, în ce măsură credeți că Maia Sandu va fi izolată de celelalte instituții? Cu sau fără prezența evidentă a lui Igor Dodon? Doamna președinte, eu sunt sigur că are suficient inteligență, abilitate și disponibilitate de a discuta, iar fortificarea unei instituții prezidențiale vocale, corecte, nu este, să zic eu așa, străină doamnei președinte. După mine, acest mandat puternic a doamnei președinte este un credit dat de către cetățeni cât se poate și nu văd absolut niciun impediment prin care se transmită președintele mesaje tuturor instituțiilor statului. Și apropo, avem mesaje din cadrul tuturor sistemelor din Republica Moldova că funcționarii publici își doresc niște instituții puternice, își doresc ca să nu mai execute ordine, își doresc să-și facă treaba bine așa cum prevede legea, fără să interveni prin ordine, declarații sau respectiv să-i spună anumite hotărâri pe care îi trebuie să le semneze. Asta este mesajul transmis din absolut toate sistemele din Republica Moldova. Fie că vorbim de sistem judecătoresc, fie că vorbim de celelalte, toți transmit mesajul ăsta. De ce vă întreb acest lucru? Pentru că ați menționat și dumneavoastră, președintele este un simbol. În Republica Moldova, nu știu în ce măsură ultimii președinți au fost un simbol sau persoane cu care cetățenii rezonează și se regăsesc în politica promovată de ei. Unii nu au promovat multe lucruri, nu au fost foarte prezenți în viața social-politică a Republicii Moldova. Alții au fost prea vocali, dar știm care sunt atribuțiile președintelui. Sunt modeste. Și președintele nu poate influența direct situația socială-economică. Poate să se întâlnească cu alți președinți lideri de state, cum a făcut Maia Sandu cu ambasadorii și urmează și alte vizite, inclusiv în Republica Moldova a lui Klaus Iohannis. Inclusiv am înțeles că există o invitație din partea președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Dar haideți să ne amintim de atribuțiile președintelui. În ce măsură poate schimba președintele sau poate face viața cetățenilor mai bună
Care sunt acele pârghii? Nici nu vă imaginați câte pârghii are președintele unui stat. Pe lângă faptul că este creditat și este legitimizat către cetățeni, să zicem așa, există atribuții constituționale suficiente prin care președintele să fie o voce puternică. În Republica Moldova, în anul 2000, în 5 iulie 2000, dacă nu greșesc, au fost excluse din Constituție articolul 82-83, ce ținea de atribuțiile președintelui în domeniul executiv și au să mai intervenit în articolul 41, cei ce ține de inițiativa de modificare a Constituției. În rest, majoritatea atribuțiilor președintelui au fost păstrate. Atunci s-a modificat și articolul 78, ce ține de modalitatea de desemnare a președintelui Republicii Moldova. Atât. Deci noi nu ar trebui să evidențiem faptul ăsta că atribuțiile președintelui sunt simbolice. Ba nu sunt simbolice deloc. Președintele are atribuții atât legislative, are atribuții executive, are atribuții de reprezentare, are atribuții din domeniul apărării, are atribuții cei ce țin de Consiliul Suprem de Securitate. Un președinte care va face o politică corectă are absolut toate pârghiile de a reseta politica din Republica Moldova. Și o spun cu fermitate. Totuși, Republica Moldova este un stat parlamentar. Da. Parlamentul, într-un final, decide. În momentul în care va exista rezistență din Parlament și această majoritate pe care dumneavoastră spuneți că încă nu o vedem conturată, dacă ea va exista și se va dori prelungirea artificială a acestei situații, cum Maia Sandu va putea influența anumite lucruri în contextul în care poate atrage investiții din exterior, dar guvernul nu este capabil să le distribuie corespunzător, nu este capabil să absoarbă aceste fonduri. Am văzut că nu este capabil să raporteze sau de multe ori ceea ce s-a întâmplat și cu alte tranșe venite din exterior, la Fondul Monetar Internațional, de la Banca Mondială. În ce măsură credeți că președintele de unul singur poate să responsabilizeze aceste instituții? Și dacă aceste instituții vor vrea să muncească în contextul în care știu că au de existat încă câteva luni, poate, sau un an, nu mai mult. Pentru că Igor Dodon a vorbit despre necesitatea unor alegeri parlamentare anticipate în a doua jumătate a anului viitor. Și asta ar însemna un an de izolare politică pentru președintele Maia Sandu și dezamăgire în rândul cetățenilor, iar asta ar putea duce la un scor foarte modest la alegerile anticipate eventual. Eu aș fi un pic mai categoric, că sunt anumite lucruri pe care noi le cunoaștem. 1. În 2021 vor fi alegeri anticipate. Și am spus-o mai devreme, toate fracțiunile actuale, parlamentare, recunosc lucrul ăsta, își doresc într-o anumită măsură, da? Și atunci când se vor desfășura alegerile și data alegerilor este o prerogativă a Parlamentului. Data alegerilor parlamentare o poate stabili prin hotărâri de Parlament. De aceea, anul 2021, așa cum a fost anul 2020, un an de restartare a instituției prezidențiale, anul 2021 va fi o restartare a instituției parlamentare. Și eu am zis, sunt foarte sigură că actuala președintă a Republicii Moldova va găsi atât instrumentele necesare, cât și modalitățile prin care se transmită mesajele, inclusiv politice, și respectiv va uza de toate prerogativele pe care le are la dispoziție. Prerogativele legale. Este o instituție mult mai puternică decât ne credem noi și, apropo, în ultimii ani s-a mizat foarte mult că președintele poate fi izolat. Noi ne amintim de precedentele încercări de a suspenda președintele, da? Au fost totalmente neconstituționale acele suspendări ale președintelui. Să știți, Constituția Republicii Moldova are un mecanism foarte clar ce înseamnă suspendarea președintelui și respectiv ce ține de declararea acestui mecanism de suspendare, obligatoriu trebuie să finiseze cu un referendum. Actualul președinte ales a Republicii Moldova are un vot suprem, masiv. Nu își va permite niciun parlament să-l suspende și să-l trimită la referendum, fiindcă știe că va fi un eșec. De aceea, repet, în 2020 a fost resetată instituția prezidențială, în 2021 va fi resetată instituția parlamentară. Foarte multă încredere și vom vedea ce va urma până la finele acestui an. Vă așteptați la anumite surprize, cel puțin în Parlament, pentru că am văzut ieri și astăzi
nu-i foarte clar ce se întâmplă acolo. Nu-i foarte clar cum se votează, nu-i foarte clar dacă pe anumite proiecte foarte importante pentru anumite, nu știu, grupări din Republica Moldova se va ajunge la un numitor comun. Și interesele cui această majoritate neformalizată le apără. La ce vă așteptați și în ce măsură sunteți pregătiți de surprize? Surprizii deseori au fost în Parlament atunci când noaptea, la două noapte, erau înregistrate anumite amendamente la proiecte decisive, cum ar fi codul fiscal, anumite amendamente în favoarea unor grupuri, să le zic eu așa, de deputați, care știu a face politică doar în beneficiul lor personal. De aceea, agenda politică a Parlamentului, agenda de ieri și astăzi, spre exemplu, a stabilit-o biroul permanent în ziua de miercuri. Însă, fiți atenți, a fost în toată agenda inclusă acele proiecte de legi pe care erau siguri că nu poate exista un vot împotrivă sau există un consens majoritar. Nu au fost introduse proiecte de legi foarte problematice sau susținute de anumite fracțiuni. Au fost introduse proiecte de legi care sunt foarte necesare cetățenilor. Ce aici vorbeam noi mai devreme de ratificarea acordurilor internaționale, de acordarea unui suport cetățenii de integritate a BNM-ului, acolo unde nu existau foarte multe dispute. De aceea și următoarele ședințe ale Parlamentului, dacă vor fi convocate în acest an, vor fi exact de felul ăsta. Proiecte de legi care sunt în interes cetățeanului, fără a fi anumite discuții sau dispute asupra lor. Fiindcă, reiterat spun, nu există un vot sigur pentru anumite coaliții politice. Deci ei evită să scoată în față acele înțelegeri de culise pe care posibil iau ei la moment. Da? Proiecte de legi, anumite proiecte de legi iar face mai vulnerabil și va fi necesar să se dezarmeze, să zic așa. Deci ei vor fi evitate la maxim astfel de situații. Eu vreau să mai discutăm două aspecte importante. Diaspora și proiecte, dacă există, de a atrage cetățenii în Republica Moldova să vină aici, să aibă activitate, să-și poată asigura un salariu decent, eventual să rămână aici și să contribuie la situația economică locală, să o numim așa. Și încă un aspect foarte important, ceea ce înseamnă campania asta prezidențială foarte murdară. În ce măsură am putea evita asemenea situații pe viitor? Și dacă se discută în Parlament despre anumite limitări, pentru că am văzut atât de multă murdărie, denigrare, iarăși atacuri la persoană, dacă ne amintim de acel pliant electoral care a fost adresat alegătorilor Maia Sandu sau alegătorilor inclusiv al lui Igor Dodon, cu 10 pericole dacă Maia Sandu devine președinte. Hai să începem de la lucrurile mai frumoase, care se numesc cetățenii Republicii Moldova, care temporar se află peste hotarele Republicii Moldova, ceea ce a asumit dumneavoastră diaspora. Pentru mine, diaspora este cumva foarte, foarte aproape. Eu sunt dintr-o familie de 5 copii care am rămas în țară doar eu, ceea ce pentru mine este foarte, foarte dureros și eu sunt sigur că în fiecare familie din Republica Moldova, 1, 2, 3, o întreagă familie sunt plecați. De aceea noi ar trebui să ne punem întrebarea de ce au plecat oamenii ăștia. Au plecat pentru a avea un trai normal, pentru a avea o viață normală. Atâta timp cât Republica Moldova nu a reușit să le ofere lucrurile astea, ei au apucat calea pe pribegii. Atâta emoții, atâta durere cât s-a trăit în data de 15 noiembrie în 2020 în diasporă, posibil nu s-a trăit de mult și foarte mult timp. Faptul că s-a mers la vot masiv, 262.000 cetățeni, este mai mult de 10, mai mult de 12, 13, 14, nu am calculat procente din întreg votul să fie acordat din străinătate. Nu există niciun stat în lume, dar apropo, niciun stat în lume unde mai mult de 10% din voturi să fie acordate din străinătate. Momentele astea sunt foarte dureroase pentru noi ca popor, atunci când proprii cetățeni au fost nevoiți ia calea pribegiei. Și atunci când se încearcă a se ofensa diaspora fiind numită electorat paralel, spre exemplu. Sunt ofense aduse familiilor noastre, sunt ofense foarte, foarte dure. De aceea eu sper și îmi doresc foarte mult să nu mai plece nimeni din Republica Moldova, să fie conservată așa cum este acum și să avem capacitatea să ne așteptăm și să vină cetățenii Republicii Moldova acasă. Să știți că există localități în prezent în Republica Moldova care sunt din 5.000
locuitori, să zicem așa, formal, în acte, dar locuiesc mai puțin de 1000 de locuitori. Multe sunt. Astea sunt foarte dureroase momente. Sunt foarte multe localități în Republica Moldova, unde în 2020 au fost înregistrate 0 nașteri. Foarte multe localități. Astea sunt consecințele acestei migrații dureroase într-o disperare. De aceea eu sper și știu că Republica Moldova merită o a doua șansă și vreau să spun tuturor cetățenilor care sunt acum aflați psihotare, doar împreună putem să reușim și votul ăsta, indiferent unde a fost el, fie că a fost un vot dat în Canada sau în Statele Americii, fie că a fost un vot din România sau din Japonia, a fost un vot pentru Republica Moldova. Nu a fost împotriva lui Igor Dodon, dar a fost un vot pentru Republica Moldova și viitorul Republicii Moldova. Momentul ăsta cumva a trăit odată la 30 de ani, ne-a dat speranță și eu sunt cumva nostalgică după data de 15 noiembrie, atunci când am plâns împreună cu familia mea aflată în străinătate. Când ați aflat rezultatele? Nu când am aflat rezultatul. Când ați văzut mobilizarea? Atunci când la ora 6 dimineața am primit fotografii, că ei deja erau coadă la secțiile de vot din diaspora. La 6:30 erau rânduri kilometrice, ca să vă imaginați. Asta e un lucru unic și dacă vă amintiți, aici putem să ne amintim împreună cum au fost aplaudați concetățenii noștri de către poliția locală din Verona. Nu au fost absolut nimeni sancționați și toată presa europeană a redat fenomenul ăsta cu foarte mult respect față de cetățenii care își cer dreptul la o viață normală. Cumva sensibilizat pe toți, foarte multe emoții. De ce și am să accentuăm momentul ăsta? Eu sper că Republica Moldova își va reseta principiile și modalitatea de a face politică. Și nu este nevoie de anumite proiecte speciale pentru diasporă, 1 plus 1, 2 plus 2 și așa mai departe. Dați voi cetățenilor la o viață normală aici acasă. Ei de ce credeți că au fost la vot în număr masiv? Au văzut că în statele unde nu există corupție, este posibilitatea să ai un trai decent, o viață normală. Și ei, prin votul lor din diasporă, au vrut să-și ajute familiile rămase acasă. Dar cum credeți, în ce măsură i-a mobilizat și declarațiile foarte dure la adresa lor, a lui Igor Dodon, dar și această campanie electorală murdară în care, evident, unul dintre candidați lovea sub centură cu fiecare declarație făcută? Campania murdară, dacă ați fost atenți, ea s-a declanșat imediat a doua zi după alegerile din turul întâi, atunci când cineva s-a trezit peste noapte, că nu mai este liderul Maximus, dar s-a trezit cumva pe poziția de perdant și turul întâi a spus foarte clar opțiunea de vot. Deci ea brusc s-a schimbat toată retorica electorală, să zic așa, și s-a trecut masiv la atacuri, s-a trecut masiv la un război informațional mult mai puternic. Absolut toți cetățenii au rămas stupefiați din murdăria care a început să curgă gârlă la toate canalele de televiziune. Ne sunau în continuu din teritoriu și ne spuneau că ei nu pot privi televizorul. Toate momentele astea ne-au zis nouă că ei s-au focusat pe o campanie bazată pe frică. Atunci când tu ești disperat și vrei să pui accentul pe anumite frici ale oamenilor și toate cele 10 puncte din pliantul pe care l-ați evidențiat au fost fricile cetățenilor. Și la final ce a fost? Oamenii au fost mobilizați, da? Ei s-au simțit ofensați. Fiecare a primit o ofensă personală. Eu nu aș vrea să repetăm noi aici toate atacurile murdare, manipulare, dar ele au ofensat fiecare cetățean în parte. L-au ofensat și l-au scos la vot și pe cel care era poate indecis dacă să meargă sau să nu meargă la vot. Mai avem încă 3 minuțele și vreau să vorbim despre această situație complicată ce ține de COVID. Nu știu în ce măsură este legătura directă între numărul de cazuri foarte mare în ultimele zile și faptul că s-a votat masiv și în Republica Moldova și în diaspora, dar avem o situație practic care scapă de sub control. Am văzut și declarațiile prim-ministrului Ion Chicu, care spune că în scurt timp sistemul medical ar putea ceda. În ce măsură ați găsit sau discutați despre soluții în Parlament pentru medici, pentru lucrătorii medicali care sunt la limita puterilor și trebuie susținuți, trebuie ajutați? Și dacă există posibilitatea să suplinim numărul de locuri în instituțiile medicale, dacă există posibilitatea să beneficiem printre primii de acele ajutoare sau preparate care sunt eficiente împotriva COVID. Voi fi foarte succintă. 1. Alegerile și pandemia de COVID. Să știți că
procesul democratic nu trebuie stopat și procesul democratic în anumite condiții corecte trebuie să se desfășoare. Eu mi-amintesc că în prima săptămână din februarie eu mă aflam în Coreea, iar în Coreea de Sud, iar în Coreea se desfășurau alegerile prezidențiale. Pentru mine a fost foarte interesant de ce ei nu stopează procesul ăsta democratic de a merge la vot. Cu toate măsurile de rigoare necesare, ei au desfășurat procesul democratic. Și absolut în toate statele lumii, acolo unde au fost luate la timp măsurile necesare, s-au desfășurat procesele electorale democratice firesc. Însă consecința, să zic eu așa, a unei politici totalmente irresponsabile atunci când un anumit președinte își permitea să spună că este o simplă viroză, trece și iese și respectiv se percepe în absolut toate, a creat confuzie în cetățeni și respectiv cumva cetățenii poate la un anumit timp, la un anumit moment nici nu au mai considerat atât de periculoasă această situație. Deci mesajul președintelui de atunci, să zic așa, fiind foarte confuz, având pentru cetățeni anumite neclarități, ar trebui sau nu ar trebui de purtat mască, ar trebui sau nu ar trebui să se protejeze în locurile publice, a creat și această neclaritate în societate, iar 1442 astăzi, cu câteva zile 1600 și respectiv, nu este doar o consecință a legilor, este o consecință a unei politici și a unei atitudini totalmente irresponsabile a autorităților care trebuiau încă în primăvară să ia decizii. Aveți explicat de ce în Taiwan, spre exemplu, sunt zero cazuri sau aveți explicații de ce Noua Zeelandă a gestionat atât de bine această pandemie. Doar statele unde s-a luat la timp potrivit măsurile necesare nu au ajuns să ajungă sau să trimită sistemul medical în colaps. Aceste cazuri, 1400, 2000 și așa mai departe, că ele vor mai crește, ar trebui să găsim rădăcina răului atunci, în primăvară, când se transmiteau totalmente mesaje eronate cetățenilor. Iar responsabilul, știm cum îl cheamă. Soluții în Parlament. Se discută despre S-a discutat opțiuni? Și ieri, s-a discutat și astăzi. Da, sunt foarte puține instrumente la îndemână, să zicem așa, pe care le au autoritățile statului. Eu sunt sigură că un lockdown total în Republica Moldova nu va mai fi posibil. Cred că nu este nici necesar. Ar trebui fiecare dintre noi să fim foarte, foarte conștienți și foarte, foarte responsabili și cumva noi ar trebui să fim parte a întregului sistem de oprire. Ne-ați vorbit dumneavoastră dacă este posibil de vaccin și așa mai departe. Ați văzut și declarația OMS-ului, Organizației Mondiale Sănătății, care ne zice chiar dacă se reușește, să zic așa, să pună pe piață un vaccin, mai devreme de 4-5 luni nu va reuși să oprească sau să-și facă efectul, fiindcă ar trebui etapizat, fie vaccinat și el nu poate să oprească brusc acest virus, să zic așa. De aceea încă noi ne vom confrunta, după mine, fiecare dintre noi ar trebui să ne simțim responsabili, ar trebui să promovăm o politică și o cultură corectă ce ține de măsurile antiepidemice. Așa să fie. Doamna Roșcă, eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră. Vă aștept cu drag aici la Cotidianul în direct și pe viitor. Mulțumesc foarte mult. O vineri frumoasă, un weekend frumos tuturor. Așa să fie. Doamnelor și domnilor, mulțumim foarte mult pentru atenție. Emisiunea Cotidianul în direct a ajuns la final. Noi ne întâlnim deja săptămâna viitoare. Să aveți o seară cât mai frumoasă și un weekend reușit. Pe curând!